top 100 valori de ameliorare pentru rasele de lapte la ovine. Este catalogul lansat de Registrul Genealogic Dacia și Cooperativa Agricolă Miorița Silvaniei în cadrul celei de-a 27-a ediție a Târgului Agraria 2023. Vorbim deci despre performanțe deosebite ale crescătorilor de oi care au înțeles că investițiile în procesele de ameliorare a raselor pot face diferența în evoluția și dezvoltarea fermelor. Colegul meu, Marius Milea, vine imediat în jurnal pentru a ne oferi detalii despre acest catalog al performanței, într-un dialog cu Gheorghe Neață, directorul general al Registrului Genealogic de Rasă Țurcană, din cadrul Asociației Județene a Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara. E un catalog care l-am denumit noi top 100 de crescători, care, al căror efective realizează performanțele productive, mai ales în direcția producției de lapte, care sunt peste media populațiilor controlate. Deci asta este efectul. Sigur, crescătorii își pot vedea efectivele de oi din fermă cu performanța lactogenă pe o lactație normală. Și aici e trecută valoarea de ameliorare a oilor. Din ele se selectează, de fapt, mamele de berbeci, mamele acestor monștri, cum îi numesc eu, care sunt aici, care intră în procesul de reproducție și nominalizarea împerecherilor pentru producția de miei de anul următor. Cum era această rasă în urmă cu 50-60 de ani și care sunt rezultatele genetice? Sigur că nu era cum e acum. Asta să fie clar. În urmă cu 50-60 de ani, dacă vă spun, și am emoții, pentru că rasa era hulită. Hulită? Hulită. Văd că v-au dat lacrimile. Da. Era o rasă pe cale de exterminare, pentru că era considerată slab productivă. Ei, oamenii care au ținut la ea, au ținut-o lângă ei și au dezvoltat-o permanent. A venit Revoluția din decembrie și a renăscut ca pasărea Phoenix din cenușa proprie. A bătut toate rasele continentului și pentru că aici îi leagă nu e de formare. Și oamenii atunci au selectat-o și au creat-o. Deci, varietatea Bălă, Oacheșe, Bucălaie și Brează, care sunt aici. Ele sunt de o valoare genetică inestimabilă și încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Au rezistență organică la condițiile de mediu ale României, au capacitate lactogenă foarte mare, în special brezele, capacitate de dezvoltare fenomenală în direcția producției de carne și iată o putem considera ca o rasă mixtă, dar aproape specializată pentru aceste producții. Ceea ce nu știe multă lume este că pe lângă faptul că produce o carne cantitativ suficientă pentru rasa respectivă și o carne de o calitate foarte rară, deci este tipică ca și un aliment, așa zis medicament, pentru nu are atât de mare procentul de colesterol, cu toate că ea este cam păcătuiește prin acoperirea carcasei cu seu. Dar asta nu împiedică cu nimic, nu ia nimic din savoare, din gust și din frăjezimea cărnii. Dimpotrivă, este foarte, foarte căutată. Unde vedeți acest sector în momentul de față? Mai sunt multe lucruri de făcut? Sigur că da. În special prin problema ameliorării, mai sunt multe lucruri de făcut și lucrurile astea trebuie făcute pas cu pas. Nu putem să sărim pe anumite etape. Acum suntem în control oficial al producțiilor de lapte și de carne. Dar intenționăm, după terminarea abatorului care îl facem la Hunedoara, să facem sacrificări de probă și de control în abatorul respectiv, să putem să evaluăm și să facem, cum se cheamă, deci studiu adevărat al carcaselor de oaie și cu care putem să ieșim pe piața internațională.